Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru ultima săptămână din luna ianuarie 2021, mai exact săptămâna 24-31. Această etalare este pentru zodia Taur, ascendent luna în zodia Taur. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și vom vedea cum veți sta din punct de vedere profesional, relațional, financiar, sănătate, dar și care va fi tema săptămânii, energia săptămânii, da? Avem îndrăgostiții și asul de bute. Se pare că unii dintre dumneavoastră în această săptămână veți face o alegere, veți alege un drum, și parcă sunteți așa plini de energie, foarte încrezători de anumite realizări. Veți face această alegere cu inima. Puteți avea de face și cu semne de foc, berbecleu, săgetător, dar și cu semnul zodiacal gemeni. Alegerile acestea pot fi în dragoste, da? Să se aleagă între două persoane, între doi parteneri, două partenere. Pot fi alegeri pe planul profesional sau alegeri personale, acolo unde vă regăsiți fiecare dintre dumneavoastră. Văd foarte multă comunicare, cupluri, frați, întâlniri, poate unii dintre dumneavoastră veți merge la niște interviuri în săptămâna aceasta. Se pune foarte mult accent pe comunicarea verbală sau pe comunicarea directă, da? O participare directă la niște întruniri, la niște întâlniri. Se pare că pot exista și mici obstacole sau întârzieri. Poate așteptați un răspuns unii dintre dumneavoastră și acesta întârzie să apară, dar să fiți siguri că până la sfârșitul lunii, da, până la sfârșitul intervalului, veți primi ceea ce așteptați, un răspuns. Pentru că va urma o perioadă de calm, o perioadă senină. Dacă vorbim de un loc de muncă, să știți că în interviul acesta vorbiți foarte bine, și aveți experiență într-un anumit domeniu în care vreți să lucrați, lucru care vă creează un avantaj. În relațiile personale, în relațiile de dragoste sau de prietenie, modul în care puneți dumneavoastră problema va aduce, rezultate promițătoare. Poate unii dintre dumneavoastră aveți de rezolvat și niște chestiuni legale pe care le veți rezolva, chiar dacă pe parcursul săptămânii veți mai întâmpina anumite obstacole, anumite amânări, poate da, vi se amână o situație sau pur și simplu vi se îngreunează, da, nu știu, poate să mergeți undeva sau vă simțiți dumneavoastră cu o stare așa un pic mai, vă simțiți un pic mai constrânși, mai stresați, mai neputincioși, pentru că sunt situații care nu depind neapărat de dumneavoastră, ci de persoanele din jur, de persoanele cu care comunicați. Oricum ar fi, văd că aveți de-a face sau veți comunica foarte mult cu familia, cu prietenii, cu frații, aveți prieteni, nu știu, cu persoana iubită acolo unde există, pentru că văd și foarte multă comunicare în cuplu sau cu anumite cupluri, poate prieteni de familie, cunoștințe și așa mai departe. Din punct de vedere profesional, avem judecata și cavalerul de monede. Vi se va face dreptate la un loc de muncă pentru că ați fost foarte încrezători. Parcă vi se cere iertare sau o persoană, da, se simte vinovată că v-a învinovățit pe nedrept într-o anumită situație sau v-ați pierdut locul de muncă din cauza unei anumite persoane sau anumite situații, să știți că totul se va întoarce favorabil în favoarea dumneavoastră, va fi totul. Cu toate că aceste vorbe care vor veni vă vor pune foarte mult pe gânduri și încă nu veți da un răspuns concret, adică nu sunteți foarte siguri dacă mai vreți acel loc de muncă
sau vreți ceva nou. Deși aveți foarte mult succes și la un nou loc de muncă, parcă nu aveți suficientă experiență sau nu sunteți foarte încrezător că veți reuși în domeniul respectiv, la locul respectiv de muncă, parcă nu simțiți că veți face față. La locul de muncă puteți avea de-a face și cu persoane în semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Vi se eliberează o cale, parcă vă vindecați de o situație din trecut. Dacă aveți un proiect, dacă aveți propria afacere, veți întâmpina anumite situații așa care parcă se bat cap în cap. Nu știți exact calea pe care vreți să o urmați, dar cel mai probabil veți alege o cale nouă, chiar dacă nu aveți suficientă experiență în calea respectivă, da, pe drumul respectiv, în domeniul respectiv, veți încerca. Lucru care o să vă aducă succes mai târziu. Nu o să simțiți succesul acesta imediat. Poate fi undeva prin luna martie, dar îl veți avea garantat. Iar dacă nu aveți un loc de muncă, văd că vor veni niște oferte foarte serioase care vă vor pune foarte serios pe gânduri și este posibil ca unii dintre dumneavoastră chiar să acceptați ceva nou în viața dumneavoastră. Alții dintre dumneavoastră foarte posibil să vă mai gândiți sau să mai așteptați. Din punct de vedere financiar, avem un 7 de monede și luna. Luna care se repetă. Sunteți foarte gânditori. Poate aveți și o oarecare teamă, pentru că au legătură aceste două situații, da, partea profesională cu partea financiară. Stați mult pe gânduri, vă este teamă de o nesiguranță, vă este teamă poate ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla peste o lună, cât timp veți mai avea o siguranță financiară și profesională, ce ar trebui să faceți. Apar fel și fel de gânduri și cu cât vă duceți mai profund în aceste gânduri, cu cât veți fi mai neîncrezători sau apare panica că nu vedeți lucrurile foarte clar, deci se face o ceață totală. Revenind la partea financiară, dumneavoastră ați muncit foarte mult pentru banii pe care îi câștigați, dar apare și teama aceasta de pierdere. Poate vă este frică ca nu cumva să vină cineva să vă dea o veste care să vă șocheze, care să întrerupă acest flux financiar, să-l întrerupă rapid. Sau pur și simplu să vi se spună că va fi o pauză, că nu vă mai poate plăti, că ar trebui să restrângeți din cheltuieli. Aici mai pot fi niște cheltuieli poate din trecut pe care trebuie să le achitați și aici poate fi iar panica dumneavoastră ca nu cumva să vă anunțe cineva în săptămâna aceasta că trebuie să plătiți o sumă de bani poate de pe ultimele 7 luni, în unele situații sau din ultimul an sunt niște bani restanți, poate niște facturi restante. Poate unii dintre dumneavoastră aveți o rată și lucrul acesta să vă îngrijoreze ce veți face de acum încolo, dar apar și vești, poate fi vorba despre un mesaj care va aduce oarecum stabilitatea, siguranța, că lucrurile vor continua într-un mod pozitiv și de acum încolo, doar că nu veți scăpa de aceste cheltuieli. Din punct de vedere relațional, avem Marele Preot și șasele de cupe. Vă este foarte dor de o persoană din trecut, de o situație din trecut. Dacă sunteți căsătoriți și au apărut probleme în ultimul timp, parcă vreți să rezolvați acele lucruri. Se pare că unii dintre dumneavoastră aveți de-a face cu persoane din străinătate, da? Persoane de altă naționalitate sau altă religie. Apar foarte multe frustrări. Simțiți că unele persoane cu care aveți dumneavoastră contact sunt foarte viclene, persoane care își urmăresc propriul interes sau persoane care da, încearcă să-și facă un bine. Ei, relațiile acestea toxice sau relațiile acestea care nu sunt bune pentru dumneavoastră vor lua sfârșit rapid. Aici se pune foarte mult accent și pe o căsnicie, pe o colaborare, poate pe o relație mai strânsă, da, cu o persoană dragă din viața dumneavoastră.
Se poate termina un parteneriat în săptămâna aceasta, dar la fel de bine aș putea spune că apar anumite schimbări. Nu știu, este ca și cum sunteți foarte stresați în legătură cu anumite relații pe care le aveți în viața dumneavoastră și apare într-adevăr panica aceasta ca nu cumva să pierdeți legăturile, fie pe planul profesional, fie pe planul sentimental sau relațiile de zi cu zi, sau chiar relațiile de familie. Dacă sunteți prudenți și sunteți conștienți de anumite pericole care pot apărea, să știți că puteți salva relațiile respective. Poate vă este teamă să nu pierdeți o casă. Din punct de vedere al sănătății, din nou apare luna și doiul de bâte. Îngrijorarea aceasta care vă călăuzește pe tot parcursul lunii, pe tot parcursul săptămânii, vă poate crea probleme de sănătate. Se pare că unii dintre dumneavoastră veți merge la un control, dar veți avea nevoie și de o a doua opinie. În alte situații văd o legătură foarte puternică cu semnul zodiacal Pești, pentru că mi-apare de foarte multe ori. Dar v-am zis, văd și semnul zodiacal aici, Taur, dumneavoastră, cei care sunteți în anumite situații pe care vreți să le salvați, semne de pământ aveți și semne de foc, berbecle, o săgetător. Din punct de vedere al sănătății, nu trebuie să vă îngrijorați, doar că va trebui să dați o sumă de bani în plus, pentru că, din câte pot observa, veți cere o a doua părere, veți merge să mai faceți un set de analize, poate, sau poate unii dintre dumneavoastră așteptați niște răspunsuri pe care le veți avea și știți că sunt foarte încurajatoare. Deci, sănătatea este foarte bună în săptămâna aceasta. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!